Nu așa gata. Gata, dar de la foc mic, ca să nu se... Hai, facem așa la foc micuț. La 3. Eu mănânc niște pește mai pe seară. Dar e cam de vreme să-l scot acum, că e numai 12. Ba scoate-l, că îl las și fără apă. Îl fac eu, că după aia începe filmul. Da, păi când vii să fie făcut. Păi și cum îl vrei? Dar scoate-te acum cât vrei. Ei, acum ai scos. Nu trebuie să zici, chiar nu trebuie să zici. Pentru că... Iubi, ai te știu oricum. Poate așa se aude cineva din afară care este doctor și poate știe exact ce ai. Dacă doctorul ăștia de la spitalul unde te duci tu nu știu, poate știe cineva din afară. Nu știu și cu doctorul ăștia. Nu vezi că nu... Tina, doctorul ăsta nici n-avea practic ce să-mi zică. El s-a uitat peste EKG-ul care l-am avut. Mi-a luat tensiunea, era mare, oricum era 14 cor. M-a întrebat dacă am făcut sport. Eu zic că am făcut sport mulți ani. Că nu fac, că nu dă-lea, că nu știu ce. Bun, hai, eu ca eu. Dar uite, dai de exemplu Alin, care face sport în continuu de 10 ani. El nu s-a lăsat ca mine, el n-are nicio treabă. Da, a făcut aici. A zis că halterele și astea sunt... Păi mai da, zis că nici eu la gură, zic că degeaba alergi într-un mediu. Da, tu ai avut și aia atunci la doctorul stomatolog când ți-a venit. Da. Și de atunci probabil ți s-a declanșat ceva. Dar nu trebuia să zici asta, acum zice lumea că sunt nebun, Tina. Astea sunt spalate, nu? Da. Nu să mă șundem în curat să-l băgăm la noi. Da, și ăsta e curat, că noi l-am folosit numai să ne ștergem pe mâini. La ce mi-e? Nu le-a dat prea tare? La 3 l-am dat. Că... La 4. Dă-l mai la așa, că dacă clocotește o să iasă tot urezul. E, la 3. Nu știu dacă sunt bun, Tina, că eu... Ba da, e foarte bun. N-am mai făcut niciodată. N-am pus nici vegetație, am făcut... Dar oare grefele astea de ce mi se strică? Uite. Hai că-ți fac eu o sucru pe aia în pauză. Că trebuie să mănânc ceva, că altfel sunt citrice. Uite, duci. Andrei nu știe, el s-a simțit exact cum te simți tu. Andrei s-a simțit exact cum te-ai simțit. Are niște simptome, dar el a fost... Dar lui i-a morțit mâna și s-a creștea gura și asta? Dar gura nu cred, mi se încreștează așa, puțin, noaptea. Mâna e problemă. Păi o țin și la mâna, sper ca să-ți am mâna. Aici mă stau și pe o parte și pe alta. Nu că și seara zic să-mi faci masaj când mă doare mâna. Asta nu-mi e așa rău. Sperăm să nu vină mai târziu.